și mărturisitori, mucenici și cuvioși, părinți, care să ne fie nouă rugători înaintea tronului slavei sale. De aceea vrem să aducem această mărturie de credință astăzi în ziua Sfinților Români, punându-i împreună cu ei pe mărturisitori de aici, înaintea lui Dumnezeu, în rugăciunile noastre. Astfel că se cuvine ca să ne închinăm Sfinților Români de pretutindeni, să-i chemăm în ajutorul nostru și aș vrea acum să-l rog pe Părintele Iustin să ne... Dragii mei, viacul nostru a fost tulburat de trei mari curente. Trei mari curente care au semnat în sfârșit sentința Dârșiului de Ortodoxie. A fost idealismul, a fost hitlerismul acesta cel batic, a fost apoi cei din Răsărit, Armata Roșie, care în sfârșit au căutat mereu să distrugă nu alt plan decât pe Hristos să-l scoate în sufletul și inimile oamenilor. O dovadă puternică este că acest canal de care se vorbește atât de mult, acest lărgul locul răzut civilizate, și de avem întâlnit, nu știau cu unii merg, mă, unii poartă albă. Unii poartă albă se mergeau cu o căruță, cu un cal, cu doi boi și veneau să treacă aici la muncă, pentru că orice țăran din orice loc al țării era amenințat că nu îndeplinește norma la canal de aici cu tine. Deci canalul a fost motivul puternic de consumare, de distrugere energiei spirituale. Sigur că aici am început, a fost un plan tipul să facă o legătură Marea Neagră, canalul București. Au vrut să rupă legătura în sfârșit sistematică de gurile Dunării. Pentru că rușii nu vedeau bine o stăpânire străină afară de ei în planul lor de în sfârșit intrarea în plață de salvare și sacrificiu. Poate nu era nimic în sfârșit vrem și corect sub forma aceasta falsă de salvator ai creștinismului să-și întindă scopul lor până la Constantinopol. E bine, în toate sunt energii spirituale care s-au produs în sânul neamului nostru, oameni care au văzut cu multă vreme înainte o stare rușilor în România înseamnă obsificarea Europei. Și iată că la ora aceasta putem spune cu adevărat o Europa nu mai este creștină, nu mai e Europa decât o cârpă lepădată de la Moscova în Occident. N-au reușit să cucerească hitlerismul această poartă în sufletul creștinismului pentru că nu i-a ajutat Dumnezeu. Au intrat în sufletul lumea aceasta lor cu nici sine Deul rate ca pe cartușele și pe toate hainele lor cu nimic fără Dumnezeu. Dar ei n-au venit în plin și mânică cu Dumnezeu. Și erau atei și ei. Erau și ei, dar voreau un lucru important, să ne împingă pe noi, peste Rusia, peste Nistru, iar ei să vină să se întingă în locurile noastre. Asta era scopul lor de altă dată. Dar toate lucrurile acestea, dragii mei, martirii, mărturisitori, nu au fost numai atunci, sunt și acum, mamele noastre, preoții noștri care stau de strajă, mănăstirile noastre, în slujbă și în rugăciuni permanente pentru bună stare a neamului creștinesc, nu mai sunt însăjită altă gardă, este mama care naște pruncul, și îl îngrijește ore și zile întregi să-l facă om. Dar nu orice om, să-l facă om după chipul și așa mai Dumnezeu.
Pe toate concedințele noastre să, mă rog, să pune în cap că ei pot să creiască omul nou. Omul nou nu se face cu creionul, nu se face cu sușetă de la masa de lucru. Omul nu se face de conștiință. Oare conștiința e ceea sămânța lui Dumnezeu în om, după care și martirii, adică ale noștri, au avut sămânța aceea de Dumnezeu. Mama care ostenește, omul, savantul, om de literatură, avea până la avea, care îmbrânză, bărbate zăboarele cea de cerului, au toți rostelor de martiri, de oameni care au contribuit la viața civilizată noastră creștină. Și toate aceste lucruri îmi umple suflet de admirație, pentru că n-am prea simțit-o, s-a dat această ocazie să ne întâlnim aici, să stăm cu picioarele pe muștul martirilor. Acum îi cobar din cer. S-a prins din urmărare de la ei, să ducem mai departe lumina lui Hristos și un chei cu mirăcirea Hristos a înviat. Mulțumim, Părinte, Arhimandritul Sfânt, și rugăm pe Bunul Dumnezeu, iată, să primească această ofrandă în jertfelnicul Său cel mai presus de ceruri, să ne dea nouă tuturor sănătate sufletească și trupească și înțelepciune, ca să putem să ducem flacăra credinței mai departe și cu ajutorul unor modele de mărturisitori. Ce sunt Sfinții Români pentru noi? Toți Sfinții Români pentru noi sunt frații noștri mai mari, care ne-au dat nouă modelul de a ajunge la Hristos. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să avem fiecare dintre noi această putere de a mărturisi credința, nu numai în gândul și în rugăciunea noastră și în cuvântul nostru, ci să o mărturisim cu jertfă, cu dragoste, cu bucurie, știind că prin credință noi ajungem până la Cerul Cel Sfânt al lui Dumnezeu și Dumnezeu în Cerul Cel Sfânt al Său ne luminează, ne îmbrățișează și ne odihnește în vecii vecilor. Amin.